va fi senatorul PSD de Dolj, Mihai Fifor, în locul lui Iulian Matache, omul preferat de Oprișan. Fifor este băiatul inventat politic de Olguța, șefa PSD din Oltenia. Cu această ocazie, apriga olteancă Olguța dă dovadă că are o mare influență în partid. Dar cine este însă acest curajos domn Fifor și ce-l califică să fie dita mai ministru al transporturilor și infrastructurii? Mai nimic, haideți să vedem ce-i poate capul. Dacă Ioan Rus, fostul ministru, pretindea că are niscai cunoștințe de transporturi rutiere pe principiul că a vândut niște mașini Mercedes la viața lui, Mihai Fifor, noul ministru desemnat la transporturi, este o nulitate în domeniu. Fifor este senator și, atenție, absolvent al Facultății de Filozofie. Timp de 7 ani a fost directorul Muzeului Olteniei din Craiova. Specializarea lui oficială este folclorul și muzeografia. Oare ce-o fi fost în capul lui Victor Ponta când l-a ales pe acest muzeograf, filozof de pipas, să se ocupe de autostrăzi și căi ferate? Fifor, dacă ar fi avut decența și bunul simț politic, ar fi refuzat nominalizarea. Realitatea cumplită ne arată însă că niciun lider important al PSD nu a dorit să fie ministru la transporturi. Toți sunt speriați de dosarele DNA. Senatorul Fifor a fost ales să fie ministru în ideea că nu are probleme cu justiția. Însă, așa cum o să vă prezint în cele ce urmează, senatorul Fifor are suficiente motive să se teamă că în curând mascații îl pot invita la audieri. Cum vă spuneam, povestea lui Fifor în politică are legătură cu Muzeul Olteniei de la Craiova, o instituție subordonată Consiliului Județean Dolj. Senatorul Fifor a fost directorul muzeului exact în perioada în care aici s-au făcut lucrări de construcție și reabilitare. Vorbim despre un proiect european în valoare de 5 milioane de euro, câștigat și licitat de CJ Dolj. În decembrie 2013, procurorii DNA au declanșat o amplă operațiune la Consiliul Județean Dolj, 8 dintre funcționarii acestei instituții fiind bănuiți de acte de corupție. Între ei se află și președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Pioteasa, precum și Ileana Măjină, directorul Direcției de Afaceri Europene. Procurorii investigează acordarea unor contracte de achiziții publice, printre care și cele pentru consolidarea și restaurarea Muzeului Olteniei. Actualul senator Fifor a semnat din partea muzeului documentele acestui proiect, care vizau plăți către firma Reconesa Craiova, cea care a realizat lucrările. Compania Recon este cunoscută ca fiind una din firmele de casă ale primăriei Craiova, iar primărița Olguța Vasilescu a atribuit companiei alte 10 milioane de euro într-un contract de reabilitare a centrului istoric al orașului. De când PSD-iștii se află la putere în Craiova, această firmă Recon a câștigat 10 de milioane de euro din reabilitarea Colegiului Național Elena Cuza, din construcția unui centru pentru sprijinirea IMM-urilor și din alte 10 și 10 de contracte oferite generos de instituțiile publice controlate de PSD. La rândul ei, compania Recon, deținută de un afacerist local pe nume Marian Petcu, apare ca și sponsor al primăriei Craiova în câteva evenimente publice. Deci Recon primea bani publici, apoi sponsoriza acțiunile primăriței Olguța Vasilescu. Acest dosar de la DNA în care este vizat baronul Pioteasa și lucrările de la Muzeul Olteniei s-ar putea să fie fatal viitorului ministru al transporturilor, acest Mihai Fifor. Dacă va scăpa neagățat de procurori, muzeograful Fifor, cu puțin ajutor din partea unui arheolog, va putea scoate la lumină vechile autostrăzi de piatră construite de romani în Dacia Antică. Astfel vom avea și noi drumuri să circulăm în România europeană, o Românie în care politicienii își bat joc de 25 de ani de Ministerul Transporturilor, cel de care depinde dezvoltarea infrastructurii și implicit dezvoltarea țării. În final, ce aș mai putea spune? Să vă fie de bine, doamna Olguța, domnule Fifor, spor la semnat contracte bănoase în viitorul apropiat.